Bună seara tuturor! Avem în imagine un motor care antrenează un alt motor electric pe post de generator și observăm aprinderea acestui bec electric cu curentul electric produs de către acest motor utilizat ca generator, principiul dinamului, adică orice motor de curent continuu care odată alimentat cu energie mecanică această mișcare de rotație sau orice fel de energie mecanică transformată în mișcare de rotație poate să genereze electricitate la ieșirea generatorului, dar vom vorbi în acest episod acest lucru, lăsăm pe data viitoare ca să vorbim și despre un generator, un dinam foarte interesant în materialele următoare. O să discutăm despre acest regulator de tensiune cu care putem regla turația unui motor electric de curent continuu, pentru că acesta e un regulator de curent continuu. Acesta este un regulator de curent continuu. Observăm aici, avem un regulator de curent continuu cu un tranzistor MOSFET de tip D4184. Observăm și acest tranzistor de putere are un curent foarte mare pe care îl putem regla din acest potențiometru de 100 de kiloohmi, care micșorează sau mărește o putere electrică pe care o folosim pentru a face acest tranzistor de putere să opereze într-un curent mai mare sau mai mic la ieșire. Așa, și mai observăm că mai avem și un circuit integrat pe placa acestui tip de regulator. Este un NE555, mult prea cunoscutul circuit integrat NE555, cu care facem în mod precis atacul în tensiune curent la acest tranzistor de putere pe care îl avem de cablaj. Acest regulator de tensiune îl găsim în orice magazin de specialitate. Haideți să-l studiem puțin. Avem aici conductoarele de legătură. Observăm că avem la acest regulator de tensiune o intrare și o ieșire. La intrare observăm că avem între 4,5 și 35 de volți notat pe cablajul imprimat. O tensiune de alimentare continuă, atenție, continuă, trebuie să fie curent continuu, adică să aibă polaritate acel curent. Baterie sau sursă de alimentare cu redresor și acea sursă de alimentare alimentează acest montaj electronic care face reglarea tensiunii și a curentului către un motor electric. Observăm că avem primii pini aici, M+ și M-, pe care se alimentează corespunzător polarității motorul electric pe care îl avem în imagine. Mai are și acel clicket la pornit-oprit, așa, și acel clicket cu care închidem de tot alimentarea întregului regulator de tensiune și o să facem și încă o simulare a circuitului. Deci o să alimentăm acest motor electric fără această sarcină, adică fără acest bec electric conectat la bornele motorului pe post de generator de aici. Și o să-i facem și un test la maxim, să vedem cât funcționează în parametrii maximi. Cu o tensiune de alimentare destul de mare, pornim acest regulator de tensiune alimentat din sursa de alimentare și observăm că la o mică mișcare a potențiometrului obținem o turație. Îl mișcăm mai mult. Și observăm că consumă un curent chiar foarte mic. Observăm aici. Un curent foarte, foarte mic. Și practic acest montaj electronic are și un convertor de tensiune curent
integrat cu care reușim să convertim tensiunea electrică, deci practic cu cât tensiunea electrică de alimentare este mai mare la acest model de regulator de tensiune, cu cât tensiunea de alimentare este mai mare, deci practic tensiunea de alimentare o avem pe aceste fire galben și albastru, cu cât tensiunea de alimentare este mai mare, cu atât ieșirea către motorul electric va avea un curent mai mare și, evident, pe măsură ce mărim din potențiometru, pe măsură ce comandăm din potențiometru o tensiune electrică mai mare către motor, acest curent o să scadă. Bineînțeles că avem, după cum știm, o mărire a tensiunii înseamnă o scădere a curentului, de regulă, la aceste regulatoare și nu numai, care au un convertor, cum este acest regulator, cu are acest microconvertor cu circuitul integrat E555 sau echivalent, seria 555, și mai avem și o diodă SOT, că observăm aici, în dreptul tranzistorului de putere, cu care facem această conversie, reușim să facem această conversie, deci chiar și fără o bobină în circuit. Deci, practic, acest montaj electronic se poate considera unul smart, unul inteligent, pentru că are o configurație de așa natură încât să facem o conversie corespunzătoare a tensiunii mai mari într-un curent mai mare atunci când alimentăm acest montaj electronic cu o tensiune mai mare. Acesta va produce la ieșire un curent mai mare la o tensiune mai mică și o tensiune mai mare la un curent corespunzător. Da. Deci, practic, poate fi utilizat din punct de vedere teoretic și ca regulator de putere. Regulatoarele de putere având acel convertor care realizează dintr-o tensiune electromotoare mai mare un curent mai mic la ieșire sau viceversa. Deci, practic, același principiu a transformatorului, numai că avem acea conversie tensiune-curent, la fel ca la regulatoarele DC-DC, regulatoarele din curent continuu în curent continuu. Se perfecționează de-a lungul timpului și reușim să facem anumite caracteristici mai caracteristici tipice, mai bune, mai exigente. Reușim să satisfacem orice pretenție exigentă, să spunem așa. Așa. Observăm că este un regulator destul de puternic care putem să alimentăm acest bec electric de putere mare, antrenând acest dinam cu ajutorul acestui motor electric care absorbe un curent semnificativ mare, 10 amperi sau chiar mai mult, chiar până la 15-20 de amperi, cu radiator de răcire. Dacă montăm radiator de răcire în dreptul tranzistorului de putere, reușim să obținem cu acest tranzistor de putere o putere semnificativ mare, chiar și la o tensiune de alimentare ridicată și, bineînțeles, chiar și la o tensiune de ieșire ridicată sau un curent de ieșire ridicat. Sper că a fost destul de util. Ne întâlnim în episoadele următoare să discutăm lucruri cât mai interesante despre surse de energie, regulatoare, automatizări. Ne revedem în episodul următor. Până atunci, până data viitoare, vă aștept cu o urmărire atentă a acestui clip pentru cei care vor să realizeze proiecte tehnice asemănătoare. Mulțumesc mult, o seară faină!